Tudor Chirilă. Mai bine făcut. Ca vârstă, mai... Da. Cătălin Măruță. Nu. Nu? Ți-e frică de Andra? N-aș, da, da. Problema, ar fi mai expirat, Mario, expirat ceea ce mi-ar... Mario nu așa fresh. Mario nu așa fresh. What the Fun cu Drăcea, Ralu și Bogdan. Bună dimineața, Drăcea, Ralu și Bogdan cu voi și invitata noastră de astăzi, Anisia Gafton! Japonia! Japonia! Neața din nou, Anisia. Neața. Te-ai făcut comodă? M-am făcut comodă, m-am făcut canapea. M-am făcut nopcheră. Bun, noi am văzut că tu te-ai transformat extraordinar, ai slăbit foarte mult, da. Te prezinți într-o formă de invidiat, ai arătat vreodată mai bine de atât? Da. Da? Am arătat, da, am arătat mai bine. Nu te așa cred eu, sau poate era mai tânără și... Aia, te apucă melancolia acum. Am o melancolie, da, cred că... Mie mi se pare că ești într-o formă fantastică și ăsta ar fi momentul, din punctul meu de vedere, să capitalizezi pe chestia asta și să ajungi la brațul bărbatului ideal. Asta așa. E perioada vieții tale, Piche. Cred eu. Piche? Te bagi pe Piche? Piche? Dacă o fi. Ce job are? Glumesc. Fotbalist, da? Are și bani. Nu știu, dar e plecat. Mie îmi place de Shakira. Marmelada, îți place? Dulceață, da. Nu vrei să o superi pe Shakira. Da, îmi place. Deci nu o să afli niciodată. Piche, și de aici de pe la noi. Așa, ipotetic. Poți fi și căsătorit. Și căsătorit, da. Nu contează. Nu contează, nu mă bat. Adică aveți aici bodyguards, mă aveți bază, da? Și cafea. Și cafea, ce să zic? Păi... O să mă gândesc. Cred că mi-ar place și Bote. Cătălin Botezatu? Da. Este un super... eu m-am gândit la Lucian Bote. La Bute. Cătălin Botezatu, pentru că tot timpul o să mă sfătuiască cum să mă îmbrac și ce să fac. Îți dai seama când o să o vedem pe Anisia îmbrăcată super fashion. Și din străinătate, vă spun sincer, am o feblețe, nu pot. Știu că e de modă veche, Brad Pitt. Brad Pitt? Da. Deci ăștia tineri nu, am înțeles. Nu, ăștia mai așa, mai... ăștia de altă dată. Da, de altă dată. Mai George Clooney, așa mai... Da, mai de vârsta mea, da. Pentru conesuri. Bun, hai facem altfel, avem noi niște propuneri și tu ne spui aș-naș. Ai două variante, aș sau naș. Nu neapărat pentru toată viața. Aș sau îl iau de naș. Da. Dar nu neapărat pentru toată viața. Da. Și un one night stand, dacă ar fi să se ivească, să apară această oportunitate la o petrecere. Și uite, avem așa, de exemplu, aș-naș Cătălin Măruță. Nu. Nu? Ți-e frică de Andra? Naș, da. Pentru că e într-o relație sau pentru că el ca... Păi, din toate punctele de vedere. Nu e genul tău. Nu. Ok. Acum e și loc la picior. Da, și mai ales că, nu știu, e plecat și după amiaza. Eu după amiaza sunt în cea mai bună forma mea. Eu caut un băiat să-mi petec după amiezele împreună. Da, exact. Deci nu. Adică caut un băiat care să-mi petrec prânzul. Păi atunci poate... E foarte fresh, e prea mititel. Dar nu-ți plac prospăturile, ce-i cu tine? Îmi plac, dar mi se pare că el are vreo 20 de ani, cam așa cum arată. Sau cam acolo, 20 și un pic. Măcar un pic copt să fie. Prea fresh. Da, puțin să-l punem o leacă la soare să se coacă. Da. Nu se poate așa. Deci e bun peste 10 ani. Peste 10 ani, da. Dacă ar avea 32 de ani, ar merge. Atunci... Deci el ca ambalaj nu-i problemă. Ar fi mai expirat, Mario, expirat ceea ce mi-ar... Mario nu așa fresh. Mario nu așa fresh. Cam 2 ore. Mario, vânzare accelerată. Bun. Tudor Chirilă. Mai bine făcut, ca vârstă, mai... Da, mulțumesc. Mai cop? Ce să zic? Se acceptă? Se acceptă, da. Îți plac bărbații cu părul lung? Da, și mai ales care cântă de vamă, cum să nu, da. Și cred că am fi potrivit să nu ne combinăm, dar așa îmi place de el, ce să zic. Da. Să-i petrece niște după amieze. Niște seri, da. Măcar un prânz. Bun, mergem mai departe. Uite, îți dau unul mai copt. Să nu zici că nu, adică merg pe filmul tău. Pârie ca Bostanul. Nu știu cum pârie, cu siguranță pârie. Joe Biden. Nu! Dar de ce? Buboială? Președintele Americii. Deci, în primul rând că n-am ce să... De fapt, e la fel. Viză, mă, viză. Ah, bine, bine, uite că eu nu mă gândesc la asta. Green card. Green card și pe lângă asta e la fel de senil ca și mine. Deci am înțeles perfect. Am uitat unul de altul zilnic. Uită multe. Da. Asta da. Și pe lângă asta da, și viza, vezi? Uite, uite, nu m-am gândit la asta. Cred că da, aș. Îți faci viața acolo, casă albă. Are casă cu curte, cu gazonul perfect. Am înțeles cum îmi place mie, așa îmi place casa să fie albă, să fie văruită. Dacă era albastră nu-mi plăcea. Dar așa albă e cu gust făcut, se combină la orice. Designer, și are și oameni care fac curat acolo, deci stai și cu stai pe spate toată ziua, da. Este perfect pentru mine, gata. Ai timp să ieși la prânz și cu piche. Am să dau la matrimoniale, ca Joe Biden. Așa, 07, chiar am să am o veste tristă. Ce? I-a trimis poză cu tine. A zis că nu. A zis că nu? Poate are vederea proastă, mai zic. Să-și pun ochelari. Să-i trimite și ochelari. Cred că n-avea ochelari când e Radu Vulcan? Fără să ne certăm cu Adela Popescu. Da, așa, e un exercițiu de imaginație. El e liniștit așa și totuși îl cheamă Vulcan. Vulcan. Vulcanul acolo. Cred că nu. Naș. Nu? Deci îl pui naș. Pentru că îți zic și de ce. Adela... Mă, lasă asta. Da. Eu vorbesc de el ca bărbat. Am înțeles contextul social. Ți-e frică de Adela, știu și mie. Da? Păi, mi-a dat și niște cizme albe și nu pot. Acum nu pot să fiu nesimțită. Și cizme și cizme și de treabă și de răbuță. Și nu. Și erau albe, cum îmi plac mie, știi cum e casa albă și sunt și cizmele albe. Deci, cum e casa exact, în care se mute Anisia. Da, cum e Joe Biden. Cu cizme albe, da. Să muși mâna care ți-a dat cizme, nu se face. Nu se face. Am înțeles. Bun. Și îl mai avem și pe Ilie Năstase. Poate îți plac cum ai șturlubatici, așa, domnul Ilie. E prea copt. Asta e prea... Asta chiar, cum am zis, dar e rebel. Are această latură. E rebel, dar prea rebel de... Nu știu, nu, naș. Pentru că e... o întrebare, are bani? Adică nu știu. Cum adică? Are cum să nu? Ilie Năstase? Da, dar cam ce vârstă are? Că nu mai știu, nu știu, 70 sau... Pe acolo. Pe acolo. Mai contează de la 50 încolo? Te mai uiți? Da, mă uit dacă e 76, doar Joe Biden. 76. Deci altfel nu. Deci l-aș alege pe Joe Biden și de asta nu... Dintre toți? Dintre toți și pe Ilie... Adică ar fi pe locul 2 Ilie Năstase, dar pentru că îl aleg pe Biden, n-am timp pentru el, îmi pare rău. Bun, o surpriză pentru Anisia, să intre Joe Biden. Uite-te că de partea surpriză. Haide să vă împăcați. În marea de agent de securitate. Cred că și-au pastilele, săracu, acum nu am și de asta e... S-a oprit la 8-a treaptă. What The Fun, cu Drăcea, Ralu și Bogdan.